Bună ziua, stimați participanți ai programului Competitive Intelligence Program. Astăzi vorbim despre crowdfunding. Reamintesc că proiectul nostru este realizat în cadrul proiectului Connect, Connecting Universities Industry through Smart Entrepreneurial Cooperation and Competitive Intelligence of Students from Moldova, Georgia and Armenia. Ce este crowdfunding? O altă întrebare din partea mea. Ce au în comun Turnul Eiffel, Statuia Libertății și crowdfunding-ul? Într-adevăr, există o istorie veche. În 1865, de la Boulaye, un renumit istoric și susținător al Statelor Unite, în timpul unei întâlniri la Versailles cu tânărul sculptor francez Bartholdi, i-a spus că America va împlini 100 de ani și ar fi bine de a face un cadou comemorativ ca un gest binevenit din partea Franței. Bartholdi vine cu ideea unei statui uriașe a unei femei denumită Iluminând Libertatea Lumii. Statuia în sine urma să fie finanțată de francezi pe pedestalul de americani. Câțiva ani mai târziu, Bartholdi a fondat Uniunea Franco-Americană, formată din americani și francezi, a cărei scop era strângerea de fonduri pentru realizarea statuii, pentru realizarea căreia l-a angajat și pe Eiffel. Cu toate acestea, strângerea de fonduri pentru statuie mergea rău. Și în 1880 a fost organizată o loterie, iar premiile au constat în machete în miniatură a statuii. A fost nevoie de câteva timp, dar inițiativa a fost profitabilă. Totodată, în SUA, finanțarea nu a fost aprobată de guvern, strângerea de fonduri nu avea prea mult succes și în 1883 jurnalistul american Pulitzer a trimis un mesaj poporului american, rușine națiunii pentru că nu a fost în stare să se mândrească cu darul oferit de francezi. Și oamenii au reacționat, banii au venit din diferite state, sumele erau foarte diferite, foarte des și sumele foarte mici. Totodată, per total, au fost suficienți bani pentru finalizarea construcției. Deci, a fost probabil unul din primele exemple istorice ale crowdfunding-ului. Crowdfunding înseamnă crowd, mulțime, funding, finanțare. Este o strategie modernă aplicată înainte sau în timpul implementării startup-ului. Deci, crowdfunding-ul a făcut un salt înainte considerabil în secolul 21 datorită dezvoltării social media și instrumentelor online. Deoarece internetul ne oferă o modalitate mai facilă de distribuire a informației și de reunire a oamenilor pentru a strânge fonduri. Deci un grup ținte poate fi mai mare, mai specializat. Internetul face posibilă finanțarea proiectului la nivel internațional și e posibil de a sprijini atât proiecte mari cât și proiecte sau startup-uri foarte mici. Deci, pentru a fi de succes în această activitate, în crowdfunding-ul, dumneavoastră trebuie să alegeți o platformă pentru a ajunge la grupul ținte. Trebuie să creați foarte rapid o comunicare eficientă cu acest grup de oameni, cu potențiali investitori. Trebuie să stârniți încredere investitorilor în produsul dumneavoastră. Trebuie să alegeți o strategie de PR, de relații cu publicul potrivite, da? Publicul trebuie tratat ca un potențial investitor. Un sistem de răsplătire trebuie să fie cumva gândit foarte bine. Deoarece dacă dumneavoastră ați primit 10 lei sau 20 de lei sau 100 de lei, deci o formă de răsplată, dacă 1000 de euro, o altă formă de răsplată. Și trebuie să gândiți foarte corect ce sumă este indicată pe platforma de crowdfunding. Cu cât suma declarată e mai mare, cu atât șansele de succes sunt mai mici. Și foarte des proiectele sunt finanțate după etapele. Deci prima etapă, ați acumulat banii prin crowdfunding, ați realizat această etapă, mergeți la etapa a doua și așa mai departe. Și în acest context eu vă recomand să vizionați acest teaser pe platforma de crowdfunding indiegogo.com, proiectul Pocket Drum, care într-adevăr deci se bucură de un mare succes și deja diferite etape au fost. A fost și conceptul, și prototipul, și producție, și expediere. Deci ideea a fost foarte reușită și susținută de oameni. Referitor la sistemul de remunerare,
Cu cât este mai personalizată și mai diversificată, deci oferta dumneavoastră, cu atât mai mari sunt șansele de a obține sprijinul investitorilor. Repet, pentru o contribuție de 10 dolari, suficient să oferiți un tricou cu logo-ul proiectului, da? Care costă un dolar. Din senzația că produsul este făcut special pentru această persoană. Dar dacă investitorul v-a dat 1000 de dolari, un obiect publicitar material nu are sens pentru dânsul, deci el așteaptă altceva. Da? Dumneavoastră trebuie să oferiți investitorului un echivalent valoric. Și în acest context trebuie să fiți foarte creativi în căutarea acestui aspect valoric și echivalent valoric. Alte sfaturi practice în ceea ce privește alegerea platformelor și lucruri pe platforme de crowdfunding. Deci, alegerea platformei depinde de principiile și obiectivele proiectului. Dumneavoastră trebuie să verificați dacă platforma e în funcție, dacă funcționează, dacă dumneavoastră, ca cetățean în Republicii Moldova, sunteți eligibil pentru a utiliza această platformă. Dacă ați ales o platformă și ați strâns resurse financiare, deci fiți loiali platformelor deci pe care dumneavoastră ați utilizat și probabil introduceți și ajutați și dumneavoastră cumva cei care au pus pe această platformă startup-urile. Platformele din țările europene și SUA se concentrează pe caracterul internațional al produsului. În Europa de Est se axează pe valorile spirituale. Țineți cont de acest moment. În ceea ce privește textul plasat pe platforma crowdfunding, el trebuie să fie scurt, într-un limbaj simplu, accesibil, cu imagini, ar fi bine cu videoclipuri, materialele video deci sunt mai bune, cu grafică. Stilul de adresare trebuie să fie inspirațional și emoțional. Trebuie să vă gândiți foarte atent referitor la frecvența de distribuire. Foarte des, probabil, nu e atât de bine. Foarte rar, la fel nu e bine. Deci e foarte important de gândit, de planificat corect acest lucru. Dumneavoastră puteți să vă adresați la influencerii, la bloggerii, să susțină proiectul, dacă interesele lor nu intră în contradicție cu proiectul și etica, da, dumneavoastră. Și trebuie să știți că strângerea record de fonduri se observă în primele zile, primele 3 săptămâni, după ce devine foarte clar, o să obțineți suma necesară sau nu. Bineînțeles că oricare platformă își are un procentaj propriu pentru deci, oferirea acestei servicii, dar totodată, într-adevăr, este un lucru foarte și foarte util și dumneavoastră trebuie să vizitați diferite platforme internaționale de crowdfunding, Indiegogo, Kickstarter, platforme din Republica Moldova, guvern2004.media și sprijină.media. Acolo sunt postate foarte multe startup-uri și dumneavoastră puteți analiza cum se face acest lucru, ce este făcut bine și ce nu este făcut bine în aceste postări și pregătiți materialele proprii care corespund așteptărilor investitorilor dumneavoastră. Deci eu vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem la lecția următoare.